Toți pensionarii beneficiari de indemnizație socială vor continua să primească suma minimă garantată de 1.281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării din 1 septembrie. În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1.281 de lei, diferența se suportă de la bugetul de stat. Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, niciun pensionar nu va primi mai puțin de această sumă. Ca și până acum, în cazul indemnizației sociale pentru pensionari, drepturile se evidențiază distinct pe talonul de pensie. Astfel, cuantumul rezultat în urma recalculării și suma de plată care nu poate fi mai mică de 1.281 de lei. De asemenea, indemnizația socială rămâne tot la aceeași sumă până la sfârșitul anului. Indemnizația socială pentru pensionari crește anual prin legea bugetului de stat. Indemnizația pentru pensionari a fost instituită prin ordonanța din 2009 sub forma unei pensii sociale minime garantate. De asemenea, a fost aprobată tot prin legea din 2009. Aceasta prevede o sumă fixă pentru indemnizația socială pentru pensionari care a fost majorată în fiecare an ajungând de la 300 de lei în 2009 la 1.281 de lei în acest an. În indemnizația socială sunt în acest moment peste 1 milion de pensionari, iar în urma recalculării bazate pe contributivitate rămân în indemnizația socială peste 953.000 de pensionari începând din luna septembrie.